Bună, dragii mei, bună suflete faine! Facem în această seară o etalare într-o singură variantă de răspuns. Uh, voi și o anumită persoană, ok? Aici o să pun energia voastră, aici o să pun energia persoanei voastre iubite, iar între voi o să pun trecut, prezent și viitor. Și haideți să vedem ce iese. Voi deja ați văzut titlul, știți deja cam despre ce este vorba, eu nu știu încă, dar voi ști. Uh, Țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, etalări generale, care se pot potrivi 100% parțial sau deloc cu povestea în care voi vă aflați în acest moment sau situația în care voi vă aflați în acest moment, ok? Bun, dragii mei, hai să vedem. Voi și o anumită persoană, ok? Voi și o anumită persoană. Văd că aici cineva a luat o decizie importantă. Mi s-a întors cartea îndrăgostiților. Cineva a luat o, o decizie importantă în dragoste. Bun. Oh, și totuși, cineva jonglează aici între două persoane sau cineva jonglează între două situații. Bun, hai să văd. Tata, -ta. să punem energia voastră, da, oh, patru de spade, temperanța și treiul de cupe, hmm energia persoanei voastre, țineți conști și de faptul că energiile se pot schimba. Dacă vă regăsiți mai tare în această direcție, nu e nicio problemă, le puteți schimba. Marea preoteasă, persoana voastră, șasele de cupe și diavolul. Wow! Iar între voi doi, hai să vedem, șasele de băte, luna și patru de pentacule. Wow! Bun, deci, și la capătul pachetului avem un rege de cupe. Regele de cupe este regele iubirii, rege, regele dragostei, regele ce... Deci este persoana aceea care iubește, care din dragoste ar face orice pentru voi. Uh, Nole de... Wow! Nouăle de pentacule și wow, ce cărți faine aveți. Nu vine să cred. Uh, doiul de cupe, deci cărți de dragoste. Persoana asta ar face orice doar pentru... Uh... Pentru a vă intra în grație am impresia, pentru unii dintre voi, ar face orice, deși văd aici și anumite blocaje, văd și un sentiment de abandon, dar cărți frumoase sunt mult mai multe. Bun, și hai să vedem, între voi doi. Păi voi, din câte îmi dai o seama cu 400 de spade, văd că sunteți într-o perioadă de vindecare, o perioadă în care ați suferit. Da, pentru că patru de spade vine după trei de spade, unde mi-arată suferință, mi-arată răni, mi-arată durere, mi-arată lucruri de genul ăsta, dar în momentul în care apare patru de spade, deci voi sunteți în proces de vindecare și asta este un lucru extraordinar, este un lucru foarte bun. În mijlocul citirii voastre, da, avem avem temperanța, da? temperanța vine cu liniște, cu pace. Văd că ușor ușor voi începe să vă vindecați după o anumită situație sau Na, acum putem vorbi despre episoade din trecutul vostru sau chiar din uh, trecutul mai îndepărtat, trecutul mai apropiat, depinde, na, de la om la om. Dar temperanța vine cu liniște, vine cu pace, vine cu, cu multă calmitate, da, lucrurile încep să se calmeze, încep să se, praful începe să se așeze. Iar aici, trei ăsta de cupe, e posibil să-mi vorbească despre un triunghi amoros în unele cazuri, în alte cazuri este posibil să-mi vorbească despre o păcare. da, despre o păcare, în ce sens? În unele cazuri este posibil să vorbim despre o împăcare dintre voi și o anumită persoană care aduce foarte multă liniște, chiar sărbătoriți acest eveniment. E posibil ca unul dintre voi chiar să sărbătoriți acest eveniment. Bun. În energia persoanei voastre, văd că apare Marea Preoteasă, o intuiție foarte bună, da, lucruri ascunse, mai poate însemna lucruri ascunse, sau o persoană care văd că omul ăsta la nivel cel puțin mental are o intuiție extraordinară, da? Intuiește ceea ce urmează, intuiește ceea ce o să se întâmple, intuiește anumite lucruri. Este o persoană precaută, o persoană care în acest moment posibil să aibă și oarecare secrete sau lucruri pe care știe să le ascundă sau încearcă să le ascundă, care nu vrea să le scoată la iveală. Ce mai văd aici? Văd energia lui de cupe. 6 de cupe vine cu, cu energia aceea de suflete pereche, de te cunosc de undeva, de am impresia că te știu de o viață și nu știu de unde. Da? Energie de suflete pereche. La voi apare temperanța, la ei apare energia aceasta de șase de, uh, de cupe. Ce avem aici în viitor? Da? Avem diavolul. Diavolul vine cu o situație toxică, în energia persoanei voastre, dar nu numai cu o situație toxică, ci și uh, poate fi și ceva care atrage, ceva de care tu nu te poți desprinde, cu o energie care nu vă poate desprinde. Ce mai văd eu aici, între voi doi, în viitor? Da? Apare un patru de pentacole. Patru de pentacole poate veni și cu o karmă, în unele cazuri. Putem vorbi aici despre o karmă sau putem vorbi despre o situație căreia. Uh, nici unul nici celălalt nu doriți să îi dați drumul, da? nu doriți să-i dați drumul. Deci, în ciuda faptului că ceva este destul de toxic, văd că nu, nu doriți niciunul nici celălalt să, să dați drumul unei anumite situații care vi se pare într-o oarecare măsură destul de toxică. Ok, bun. S-ar putea, da, să vorbim aici de triunghiuri amoroase, pentru că de ce spun asta? În energia persoanei voastre apare Marea Preoteasă, care vine cu secrete, și Diavolul de asemenea. Iar în energia voastră apare Treul de Cupe. Ok? Deci, pentru unii dintre voi este posibil să vorbim aici și despre o situație din asta uh, mai. Mm. Ok, bun. Ce mai văd aici? În trecut, văd șasele de băte care vine cu un succes între voi doi. O să le și clarificăm, dar încercăm așa cumva... Bine, ar fi trebuit eu pe rând, pe rând să le clarific, dar na, în fine. Uh, șasele de băte vine cu, uh, cu o victorie, da, cu o victorie. Dar, în prezent, văd că aveți luna, o situație incertă, deși separat... Și unul și celălalt sunteți ok. Dar situația dintre voi doi apare luna, da? Luna vine cu, cu puritate, dar vine și cu lucruri ascunse. Iarăși, avem o carte care arată ceva lucruri ascunse, nesiguranță, iluzii, gânduri din astea, o fi bine, nu o fi bine, da? Oare vom fi ok împreună sau nu vom fi ok împreună? Totuși, separat, fiecare gândiți, ok, dar atunci când vă gândiți la cuplu, la foi doi, văd că apar foarte multe chestii care se cam bat aici cap în cap. Iar în viitor văd că totuși nu, nu se renunță unul la celălalt, văd că nu renunțați unul la celălalt, pentru că apare patul ăsta de, de pentacule, da, care vine cu încăpățânare, cu stagnare cu nu, nu, dau drumul, nu renunț, nu pot să renunț și lucruri de genul ăsta. Ok. Bun, hai să vedem mai departe. Hai să le clarificăm așa rând pe rând fiecare. Să vedem fiecare uh, carte în parte ce, ce, vrea să ne spună. Hai să vedem patru la de spade în energia voastră. Ce vindecați voi aici? Că văd că ori este o perioadă de stagnare, ori vindecare, ori v-ați vindecat după ceva. O, oh, după o perioadă de lacrimi, văd că ați plâns, ați regretat, păreri de rău, aveți un cinci de cupe aici. Posibil ca unul dintre voi să fi trecut printr-o perioadă în care ați plâns, ați regretat, v-a părut rău după o anumită situație sau v-a părut rău după. nu știu, s-a întâmplat ceva, dați da? lacrimi. Bun, dar apare temperanța întotdeauna, știți cum e. Una caldă, una rece, nu? Nu poate exista bucurie fără necaz și nici. Da. Și. Ne caz, uneori există un gram de bucurie pentru cineva. Bun, hai să vedem. Temperanța. Hmm. Cavalerul de spade întors invers. Uh, hmm. A luat ceva timp până ajungeți să vă echilibrați, da? vă, sau vă ia ceva timp până, până ajungeți să vă echilibrați, sau pentru un dintre voi poate că va lua ceva timp Da, până ați ajuns la energia asta temperanței în care uh, lucrurile au început să se liniștească, să se pună pe drum înapoi, ok? Pe drumul cel bun. Pentru că de ce? Cavalerul de spate vine întors, da? Adică nu, nu s-au grăbit, nu v-ați grăbit. Sau uh, cum să zic eu, a stat puțin în stare asta de de lacrimi, de durere, de, da? Hai să vedem treiul de cupe. Văd aici o păcare. Pentru unii dintre voi văd o împăcare. Uh, oh, 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 Eremitul întors invers, măi, dar de ce vin cărțile întors invers? Eremitul înto întors invers îmi arată faptul că ieșiți dintr-o... Uh, Probabil că unii dintre voi ați fost pentru o lungă perioadă de timp singuri, pentru că Eremitul este cartea puznicului, da? Este cartea puznicului, este cartea celui care vrea să fie singur, care vrea să se gândească la ce are de făcut mai departe, care caută în unele cazuri o soluție dar în general este cartea celui care analizează și se gândește singur, da? nu are nevoie de nimeni de, și de nimic. E, văd că începeți ușor, ușor să ieșiți din energia asta, cel puțin în viitor, cam asta mi-arată cartea pusnicului întoarsă invers, da? lăsați în urmă toată această analiză, toată această singurătate și vă întreptați că te un trei de cupe, treiul de cupe vine cu împăcare, cu bucurie, cu armonie, cu hai să sărbătorim, hai să ne bucurăm, hai să ne bucurăm de viață sau hai să ieșim cu prietenii sau ceva de genul ăsta, da? Pentru că trebuie de cupe cam asta înseamnă, ieșiri cu prietenii, Haideți să ieșim cu prietenii. Și am impresia că unii dintre voi aici, da, după ce văd eu suferința asta, că ați stat o perioadă lungă de timp, unde ați plâns aici și v-ați vindecat, ați vindecat anumite răni, da, în prezent văd că treceți printr-o liniște așa, printr-o perioadă în care toate sunt bune și ok pentru unii dintre voi, iar în viitor văd că vă decideți da, vă decideți să uh, gustați din nou din, uh, din fruct, fructul vieții. Da? Hai să ies cu prietenii, hai să-mi fac prieteni, hai să, 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 să ies, să văd, să... Da? E o schimbare, e o schimbare care apare în viața voastră. Și hai să vedem și la persoana voastră, da? care-i treaba aici cu persoana voastră, cu Marea Preoteasă. Oh, oh doiul de cupe! <hâhâ> Reciprocitate în iubire. Uh, ceva reciproc, da? Energie de suflete pereche, bineînțeles, doi de cupe, șase de cupe, întâlnirea unui suflet pereche aici. Tududum! Întâlnirea cu un suflet pereche. Ok. 6 de cupe, posibil să întâlnească pe cineva din trecut. Uh, oh, regina de pentacule. Uh, huh. o întâlnire de suflete pereche, dar regina asta de pentacule, vedeți voi, vine cu... <coughs> Regina de Pentacule <laughs> vine cu energia unei persoane care se sacrifică sau în alte cazuri e posibil să vină cu energia unei persoane care uh, este căsătorită sau în alte cazuri, acum vă dau mai multe variante pentru că există mai multe variante, na. Da? e posibil să, ca persoana voastră să se întoarcă la uh, cineva din trecut da? sau să simtă că vă cu că pe voi vă știe de când lumea sau ceva în genul ăsta, da? Văd o energie din asta așa foarte... ca și cum... Regina de Pentacule. Mai degrabă o carte mai peste Regina asta de Pentacule să văd care-i treaba. Și justiția. Persoană corectă, o persoană justă. Văd că vrea să facă dreptate, vrea să fie corectă, vrea să fie justă în legătură cu o anumită situație. Clar. Sau e posibil să fi întâlnit un suflet pereche care persoana voastră să fie într-un contract da, cu justiția ei și regina de pentacule. În special pentru domni aș vedea situația asta, da? Dar pentru doamne, hmm, regina de pentacule, e posibil să vă faceți o nouă prietenă sau să aveți o prietenă apropiată sau pe cineva cu care vă simțiți foarte bine împreună. Bun. <coughs> Hai să văd ce cu diavolul ăsta în energia persoanei de care voi întrebați. cei cu diavolul ăsta? Asul de spade. Mm, o soluție. Și îndrăgostiții. Wow! Uh, aici este în viitorul apropiat să ia o decizie, da? Se găsește o soluție și se va lua o decizie pe... Bazată pe această soluție care a fost găsită, dar este o decizie importantă, în dragoste, dar totuși ceva este toxic acolo. Hai să vedem ce este toxic, ce e așa toxic. Soarele întors invers. Wow! Asta aduce destul de multă nefericire pentru cine și o. Oh, oh. și marea preota să ase invers și asul de cupe în poziție normală. Uh, nefericire sau pur și simplu niște secrete, ies la iveală, pentru că de ce? Apare Marea Preoteasă, da, în poziție normală aici, iar aici apare Marea Preoteasă întoarse invers și soarele întors invers. Anumite secrete care ies la iveală aduc nefericire, dar asta duce către, totuși duce către un nou început. Duce către un nou început. Eu am impresia că aici veți avea de-a face cu o persoană nouă. Eu cam asta văd. Eu nu știu despre cine ați întrebat voi, dar mie aici îmi pare că veți avea de-a face cu o persoană nouă. Da? Cu o energie nouă. Uh, tu, 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 interesant. Și hai să văd între voi doi. Între voi doi. Șasele de băte văd aici în trecut. Deci, pentru unii dintre voi este posibil să fie vorba de o energie nouă. Puterea. Și soarele, foarte multă bucurie, v-ați bucurat unul de celălalt, ați avut puterea să vă bucurați unul de celălalt, ați avut puterea să, parcă să intrați unul în mintea celuilalt, pentru că așa mi-arată cartea asta, da? E ca și cum uh, intrați unul în mintea celuilalt, da? Este o conexiune foarte faină aici între voi doi. Foarte, foarte faină. Uh, bun. Hai să vedem un prezent, că prezent mă interesează mai mult, trecutul oricum îl știți. Uh, să văd luna asta, cei cu ea aici? Cavalerul de băte, energie de, da, de on-off. Da, pentru unii dintre voi, din câte văd eu aici, în trecut a fost reciprocitate, a fost dragoste, au fost lucruri care, care v-au atras, care v-au entuziasmat, deși în energia voastră văd că apare cinciul de cupe, dar uh, au fost lucruri, na, care v-au entuziasmat, care v-au dus bucurie. Uh, dar în prezent, cavalerul ăsta de băte, aici cu luna, am impresia că persoana asta de care voi întrebați are energia aia de on-off. Adică acum e ok, acum nu mai e ok, acum e bine, acum nu mai e bine, acum ești cu mine, acum nu mai ești cu mine, uh, acum vii, acum nu mai vii, știi, ceva de genul ăsta. Adică nu știi exact pe ce poziție sau unde ești în legătură cu această persoană, da? Nu, nu, nu e sigur sau sigură unde te afli. Ok, și hai să mai văd o carte și pajul de băte, aștepți vești, aștepți, posibil ca unii dintre voi pur și simplu să așteptați vești, da, teama de a nu fi mințit, teama de a nu fi păcălit cu șaptele ăsta de spade, da, de a nu-ți se ascunde ceva uh, și cavalerul de cupe îmi vine cu cu puritate, cu vești pure. Ceea ce vrei tu este să nu fii păcălit, să nu fii mințit. Adică ți-e teamă de sentimentele acestei persoane. Ți-e teamă că sentimentele acestei persoane vis-a-vis -vis de tine nu sunt chiar atât de curate. Cu Luna, cu cavalerul ăsta, da? Ceea ce tu vrei este să știi adevărul. Tu ești entuziasmat sau entuziasmată să știi adevărul, indiferent care ar fi acela din câte văd. Și hai să vedem care este adevărul, da? Ce... Ce simte de fapt persoana asta pentru tine și încercăm să aflăm și asta. Pentru că văd că ești foarte nesigur, nesigur acum în prezent. Zecele de cupe, foai, fericire, bucurie, împlinire, asta simte. Simte că vrea această reuniune cu tine, vrea să fie ok. Deci, în cazul în care nu știu cu cine aveți voi de a face, dar tot ce își dorește este ca tu să fii fericit, fericită, da? Să aveți parte de, de, de bucurie împreună cu zecele ăsta de cupe. Ok. Și asul de băte, și un nou început plin de pasiune. Simte foarte multă pasiune pentru tine. Foarte multă pasiune. Și ce mai avem aici? Și spânzuratul. Hmm. Uh, deși știe că este nevoie de un sacrificiu, este nevoie de o perioadă în care să găsească o soluție, pentru că spânzuratul cu asta vine cu stau un pic, timpul stă pe loc, da, aș vrea să țin timpul pe loc până găsesc o soluție, da, încerc să mă pun și în situația ta, încerc să să vă lucrești dintr-o dintr altă perspectivă. Nu minte persoana asta din câte văd, da, ci pur și simplu are câteva blocaje, deci în cazul în care în acest moment, da, o simțiți energia acestui om a fi așa de nu știți bine pe ce calcă uh, situații care împiedică această persoană să vină către voi, dar nu că nu ar dori să fie constant sau să, să vină constant către voi, ci anumite situații care împiedică persoana asta să vină către voi. Bun, și hai să văd aici în viitor, da? De ce mi-apare patru de pentacule? Ce vine? Turnul? Wow, o situație șoc, ceva șocant. Ia să vedem ce vine șoc aici. Optul de pentacule și cavalerul de pentacule este nevoie de destul de multă muncă să repar ce turnul ăsta care a picat șaptele de băte, da, și pajul de pentacule, da, 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 pajul de pentacule e atunci când apare e atunci când uh, apar persoane noi. Eu am impresia că vedeți voi că vă apare aici, adică persoanei voastre, e apare astul de cupe, iar uh, vă apare ieșirea din, din, zona de confort, ok? Și aici apare pajul de cupe. Am impresia că veți cunoaște destul de greu, da? Veți reuși să întâlniți pe cineva cu pajul ăsta de, de pentacule față în față, o întâlnire față în față, la care nu renunțați niciunul și celălalt, din câte îmi dau seama, dar este nevoie de muncă, este nevoie de efort, din câte îmi dau seama, cavalerul ăsta de pentacule, de răbdare și, na, da. Și ce mai apare? Și regina de cupe, regina de cupe este regina dragostei, este regina iubirii. Ok, și nouăle de băte cu oboseală, da, cum să zic eu? Văd că în viitor aici, văd că în viitor va apare o situație așa în care anumite lucruri ies la iveală, anumite lucruri voi ieșiți din zona de, de confort, da? Poate fi și invers, da? V-am zis, puteți să, să inversați energiile, dar apare și energia asta de suflete pereche, regele și regina de cupe, da? Ceva de genul, nu o să fie chiar simplu, da? Nu o să fie simplu, dar lucrurile se schimbă dintr-o dată. Cu turnul aici lucrurile se schimbă, ceva se schimbă în viața voastră, văd. Și acum, pentru unii dintre voi este posibil aici să vorbim despre cineva de care voi ați întrebat, pentru alții dintre voi este posibil să vorbim despre o energie nouă, nouă, cu asul ăsta de cupe. Depinde, na, depinde, este o etalare generală, deci, na, ce pot să zic. Bun, și hai să vedem ce urmează după toată povestea asta, ce urmează mai departe, asul de spa, de o soluție, claritate, vedeți lucrurile mult mai clar, steaua, da, wow, ce frumos, și doiul de pentacule. Jonglați aici, între ce jonglați? Între stea și patru de cupe și cinciul de, de, de cupe. Deci, unii dintre voi o să stați mult să, să... Puneți în balanță anumite lucruri, să stau în suferință, da, 5 de cupe, patru de cupe, să stau în suferință, să plâng după cupele astea care s-au vărsat sau să merg către steaua mea, să merg către adevăr, să merg către persoana asta pe care încă vă doriți din câte văd eu aici, ok? Și atunci încă sunteți în balanță, văd. Încă nu știți ce să alegeți, nu știți ce să faceți. Și ce veți alege? Noule de pentacule, independența. Independența. <hăhă> Regele de spade și lumea. Lumea poate reprezenta o încheiere sau o distanță. Poate că unul dintre voi vă gândiți să mergeți undeva la distanță, luați o hotărâre importantă în legătură cu ce? cu doiul de spate, dar sunteți foarte. ați vrea să luați această hotărâre, dar vă că nu reușiți să o luați. Da, tot doi ari pe aici. Uh -huh. Nu sunteți siguri. Hm. Prințesa de cope, nu sunteți siguri de ceea ce vreți să faceți. Da, unii dintre voi uh, rămâneți în energia aia de mai bine regret, mai bine plâng, mai bine stau în banca mea, nu știu ce să fac, sunt pierdut, pierdută. Nu știi dacă este o șansă, nu știi dacă ceea ce îți apare în cale este o șansă sau pur și simplu ești foarte nehotărât, nehotărâtă da? în viitor. Văd că ai așa un grad de nehotărâre. Posibil pentru unii dintre voi să, apare, să apară ceva nou, iar acel ceva nou să vă bage așa și mai tare într-o confuzie, posibil. Iar pentru alții dintre voi este posibil să fie vorba aici, hai să clarific lumea asta. <coughs> să fie vorba despre o încheiere, nu știți ce să faceți să încheiați sau să faceți un drum. Să fie vorba aici de o distanță, ia să văd. Hu, roata norocului, măi, ce cărți. Regele de băte și nouăle de pentacule, o persoană sigură pe sine, independentă și șasele de băte. <laughs> și doiul de băte, întors invers. Da, până la urmă luați decizia să faceți un drum, din câte văd. Da, pentru că asta a venit invers, deci până la urmă vă decideți, deși vă, vă ia foarte mult timp până vă decideți, foarte mult timp, să, să faceți un drum sau să mergeți către ceva mai bun. Se pare că apare un rege de băte sau o regină de băte în calea voastră, ceva ce apare pe soartă, sunteți foarte indeciși, nu știți ce să faceți cu persoana asta, nu sunteți siguri de ceea ce vreți, dar până la urmă și până la coadă văd că vă decideți, și asta îmi place foarte mult, să faceți un drum, pentru că doiul de, de bâte înseamnă distanță fizică destul de mare, iar șasele de spade văd că vine cu o călătorie, cu un drum. Sau, pur și simplu, depășiți momentul. Și hai să văd ce cărți vă vin de aici. Ce e interesant la voi. Este o relație dintr-o viață anterioară. Uh, totuși dați atenție re, uh, steagurilor roșii asta ce înseamnă? Că deși simțiți conexiunea între voi și această persoană destul de puternică, totuși aveți mare grijă la steagurile roșii, la atenționări, la lucruri adică uh, fiți cu ochii totuși în patru, da? Și aici ce apare? Totuși dați o șansă acestei relații atracție foarte mare între voi și această persoană și ce mai vine aici? țineți-vă mintea deschisă, da. O nouă dragoste, da, 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 da. Posibil să întâlniți un suflet pereche, o nouă dragoste, o nouă iubire, da, pe care se pare, din câte văd aici cu pajul de pentacule, că vă iese în cale, da, sau aveți o întâlnire față în față cu persoana asta la un moment dat. Totuși este necesar, da, să vă țineți mintea deschisă, să fiți deschiși la minte, ok? Să dați o șansă. Este o legătură dintr-o viață anterioară. Există foarte multă atracție va, sau va fi foarte multă atracție între voi și această persoană. Uh, totuși, sunt acolo niște chichițe și hai să clarific cartea asta cu Pay attention to the red, red flag. Să vedem care-i treaba. Ce, de ce trebuie să dai atenție? La ce trebuie să dai tu atenție? Ia să vedem. La ce trebuie să dai tu atenție? În legătura asta. Ce a venit aici? patru de pentacule la încăpățânare și la analiză, că au venit întoarse invers, vezi tu, patru de pentacule și treiul de băte uh, Să nu mai fi încăpățânat și să nu mai analizezi, pentru că tu aici ești din energia asta a eremitului, da? Să ești din energia eremitului, unde tot analizezi, tot desfaci firul în patru, ci pur și simplu să lași lucrurile la simplu. Am impresia că unii dintre voi, că de aceea mi iese aici că tot jonglați și atât de greu vă hotărâți și atât de greu vă este să luați o decizie, uh, unii dintre voi pur și simplu vă uh, închideți într-o anumită carapace da? și vă este greu să ieșiți de acolo. Preferați să stați și să regretați, să vă pară rău, să nu știu ce, decât să ieșiți și să fiți deschiși și să fie treaba bună. Da? Că trei ăsta de debâte vine cu foarte multă analiză, vine cu dor, vine cu chestii de genul ăsta, distanță și patru de pentacule vine cu încăpățânare, cu stagnare, cu... Nu renunțați la anumite idei ale voastre. Și hai să mai văd o carte. Și împăratul, da, 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 încăpățânare, vezi? Energia berbecului de încăpățânat. Și pajul de cupe, totuși... Uh, un nou început, da, și putere. Totuși, o nouă dragoste, e posibil să vă dea puterea să depășiți acele prejudecăți. Am impresia că aici e vorba de o persoană care are foarte multe prejudecăți, da, sau aveți unii dintre voi posibil să aveți gânduri de genul a nu, că nu-i potrivi pentru mine. Posibil să întâlniți o persoană care. Uh, deși simțiți o conexiune de suflet pereche cu acea persoană, da, simțiți că ceva e special acolo, totuși anumite principii, anumite lucruri să fie foarte diferite de ale voastre și aia să vă, vi se pară vouă că e, mm, nu, nu e ceea ce trebuie, că ceva nu e bine, că nu știu ce, ta-ta-ta-ta-ta-ta și să puneți tot felul, vă puneți singuri bețe în roate, știți, cam așa văd eu treaba aici. Și hai să mai văd două cărți de aici și gata, încheiem. Fii aventuros. Faci această călătorie, uite, călătorie și fii aventuros. Ok. Reciprocitate. exprimă-ți sentimentele, reciprocitate în, 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 în sentimente, uh, cu toții facem greșeli. Nu-i nimeni perfect pe această lume și asta se știe, nu există oameni perfecți. Uh, undeva există cineva care se gândește în permanență la tine, bun cam asta uh, un cuplu și aici mai avem la capă dacă tot am văzut-o trebuie să vă spun, uh, un cuplu perfect se bazează în primul rând pe o relație puternică de prietenie bun, cam atât am avut pentru voi, drăguților sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles ați prins ceva din toată această etalare sper să vă fie de folos, da? și sper să vă găsiți calea. Bun, cam atât am avut pentru voi. V-am pupat, numai bine. Ciao.